săptămâna trecută vă promiteam că în această ediție am ca invitată o fată care poartă uniforma de la Serviciul Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare Craiova. Bună seara și bun găsit! Vă spun la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, pentru că astăzi este ziua dumneavoastră, ziua noastră, mai bine spus, este 8 martie și pentru că este 8 martie și pentru că este luna femeii, sărbătorim femeia care poartă uniformă. De aceea, invitata mea din această seară este domnișoara Adriana Câțu, sergent major și paramedic în cadrul Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare Craiova, SMUR Craiova, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Craiova, Dolj. Bună seara și bine v-am găsit și totodată la mulți ani! La mulți ani și ție, sănătate multă și o primăvară frumoasă să ai. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și sper să cunoaștem pe fata din spatele uniformei de paramedic. Și aș vrea să te întreb, cine este omul simplu, Adriana? Omul simplu din spatele uniformei are 23 de ani. Totodată este studentă în cadrul Universității de Medicină pe specializarea asistență medicală. Cum ai ajuns să faci medicină? De ce meseria asta de asistent? Pura pasiune. Da? Da. Din clasa 12 am avut o înclinație către medicină. Și după ce ai terminat clasa 12, te-ai hotărât să faci... Da, am stat un an acasă și după am dat la asistență medicală. Ce frumos! Cum ai ajuns paramedic? Cum ai ajuns la SMURD? Eram într-o zi pe stradă și am văzut un echipaj roșu, nu știam cu ce se ocupă. Am făcut cercetări și am venit la inspectorat, am interesat, am aflat toate detaliile, am depus dosarul și... Ai făcut cursurile? Da. Au fost grele cursurile? Da. Da? Da. Ai mult de învățat, nu? La aceste cursuri. Foarte mult. Le-ai continuat până ai ajuns la stadiul de paramedic. Paramedic. Da. Complet. Și apoi ai făcut voluntariat, am înțeles. Da, pe ambulanța B2. Și cum e să fii voluntar în cadrul SMUR Craiova? Ai niște responsabilități pe care trebuie să ți le asumi ca voluntar. Dar este frumos. Sunt convinsă că este frumos să salvezi vieți. Îți mai aduce aminte prima misiune? Chiar da. Da? Am început în forță. Am avut un accident, dacă mai ții minte. Și am avut emoții imense. După prima tură pe care am făcut-o pe ambulanță, am zis că renunț. Nu mai vreau să vin la ce am văzut în ziua aia. De ce? A fost cu victime? Da. Și au fost și morți? Sau nu, numai? Nu. Numai victime? Doar victime. Am zis că renunț, nu mai vin. Dar am stat să mă gândesc acasă mai bine că trebuie să continui. Trebuie să-mi trec peste teamă. Dar n-ai fost mândră așa că ai fost acolo la acel accident și că ai făcut parte din echipa salvatorilor? Da. Chiar da. M-am simțit specială că pot să ajut o viață de om. Așa este. Este greu să fii paramedic? Da. Da? Cât e de greu? Foarte greu. Ce calități trebuie să ai ca să fii paramedic, ca femeie? Primul rând trebuie să fii curajoasă, să fii... De fapt, să dai dovadă că poți să faci același lucru pe care îl fac și bărbații paramedici. Pură pasiune să ai. Să ai pasiune în tine, cât mai multă. Dar acolo sunt mai mulți bărbați. Da. Și voi vă duceți la aceste misiuni și munciți cot la cot cu bărbații, cu băieții, cu echipa voastră. Da. Sunteți ca o familie. Vă protejează aceștia pe voi? Când eram pe echipajul B2, da, mă protejau. Da? Eram puțin menajată la început. Când au văzut că mă descurc, nu mai m-am amenajat deloc. Te-au lăsat să intri în linia întâi odată da, cu ei. Da, m-au lăsat să preiau pacientul de la zero, să mă ocup de ei. Ce frumos! Da. Dar ai făcut vreo resuscitare până acum? Ai fost la vreo resuscitare? Am fost, dar n-am putut să o fac eu. În schimb, am făcut în spital. M-au lăsat când eram în practică să fac. Da? Da. Și a trăit? Da. Și ce a fost în sufletul tău? Care a fost sentimentul? Bucurie imensă. M-am simțit ca, nu sunt ca o stea, când am văzut că am reușit să-l scot. Stop. Da, este foarte important să-l aduci la viață pe omul respectiv și mai ales că
să fii tu cea care poți să-i mai dau șansă la viață. Și mai ales că era și băiatul domnului respectiv pe hol și le auzeam cum plângea și parcă îmi dădea energie să continui, să-mi doresc eu să-l scot mai mult. Și ce vârstă avea? Îți mai aduce aminte? 60 ceva de ani. Nu. Băiatul? Nu, resuscitatul. 60 de ani. 60 de ani, da. Un om totuși în vârstă, dacă stai bine să te gândești. Resuscitat de un copil. Da. Ce frumos. Un copil din anul întâi. În anul întâi. De ce ai venit către Zmur neapărat și nu te-ai dus către SAJ, către Serviciul de Ambulanță Județean? Din păcate, la Serviciul Județean de Ambulanță nu poți să fii voluntar. Nu se mai acceptă. Uh-huh. Și când am văzut că la Zmur se acceptă, am zis că totuși merită o șansă să încerc, să încep de undeva. Și am început de aici, de la zero. De la zero. Cum ai fost primită de colegii tăi? Super bine. Da? Mă fac să mă simt ca și cum aș fi într-o familie mare. Bine, acum s-a mărit familia, că am schimbat unitatea, dar... Dar e altfel, da. Nu? Acum ești angajată, după câte am înțeles. Nu mai faci voluntariat, ești chiar angajată a Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcere prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj. Dar acum ai alte responsabilități foarte grele ca angajat. Ai program? E greu programul care l-ai? La început a fost, dar m-am obișnuit pe parcurs. Da? Da. Cât de greu a fost? După prima tură am dormit 48 de ore. 24 am muncit, 48 am dormit. Ca să-ți revii. Da. Dar după următoarea tură de 12 ore m-am sau 24... M-am învățat să-mi organizez timpul și puțin energia ca să rezist. Ca să... Și n-am mai fost la fel de obosită când ieșeam din tură. Da, mai ales că dacă aveți și o tură de 24 de ore în care aveți accidente de mașină, accidente vasculare, infarcturi, deci deja e o tură de 24... Infernală. Da, infernală. Mulți zic, Doamne, cum trăiesc oamenii ăștia? Și așa este, cum rezistă acești oameni. Ce faci în timpul liber? Îmi place să citesc. Ce citești? Ultima dată am citit Invitații la vals. Da, romanul, Invitații la vals, da. Foarte frumos, l-am citit și eu în copilăria mea, să zic așa. Îmi place să mă plimb în natură, să merg la munte în expediții cu cortul, iar am încercat și e super, recomand. Da? Da. Îmi place să vizitez cât mai multe țări, să învăț câte ceva din fiecare țară în care mă duc. Ce frumos! Da. Florile îți plac? Pentru că totuși suntem în luna martie, luna în care sărbătorim femeia și acum toate femeile primesc flori. Florile îți plac? Da. Ce flori îți plac? Trandafiri albi. Trandafiri albi. Săptămâna trecută am avut o invitată de la jandarmerie care îi plăceau trandafirii roșii. Tu ești îmbrăcată astăzi în roșu și îți plac trandafirii albi. Ce frumos! Acasă ai flori? Are mama. Mama? Mama. Adică tu, nu sunt și florile tale? Ba da, da, mai mult are ea. Mai mult mama are grijă de ele. Da. Da? Din păcate, da. Tu nu ai grijă de ele? Am, dar nu prea îmi permite timpul. Sunt și cu facultatea și cu munca. Dar apropo de chestia asta, de meseria ta, moștenești pe cineva din familie care... Nu, sunt prima din familie. Singura? Da. Care face medicină? Singura, singura. Și ce zice mama că ești la smurt? Mama a fost mândră de mine când m-a văzut în voluntariu prima dată în roșu. Și mai ales că am ales medicina. E mândră de mine. Mhm. Și acum când am fost angajată, au plâns amândoi când m-au văzut. Și tata? Da, și tata. Și tata ce zice? Tata, din păcate, e plecat. Lucrează în străinătate, mm-hmm. Dar vorbim destul de des și chiar mă încurajează să nu renunț, să dau tot ce e mai bun din mine, să demonstrez că îmi merit locul aici. Da, ce frumos. Uite ce încurajare frumoasă. Da. Dar te-a văzut tata vreodată în realitate așa îmbrăcată în uniformă? Da. Da? Da. Dar după ce ai fost angajată? Acum de Crăciun. Da? Chiar i-am dat și o poză cu mine îmbrăcată să o poarte la portofel. Ce frumos! Ca să fie talismanul lui. Da. Da? Mai frați, surori? Din păcate nu. Dar am căței. Da? E singurică? Da. La părinți răsfățat acasă-i? Da. Dar ai cățeluși, ai spus. Da. Câți căței ai? Doi. Stai la bloc sau la curte? Acasă. La casă. La casă.
Și ce câini ai? Maldianez sau de ras? Golden Retriever am unul și am un maidanez adoptat de pe stradă. Ce frumos! Și cum se înțeleg ei doi? La început am stat între ei, nu se bată, dar acum nu mai poți să-i desparți. Acum sunt prieteni. Da. După o tură de asta de 24 de ore la Smurd, cum te primesc cățelușii? Golden Retriever, cum aude că ajung în fața ușii, începe să se agite, sare pe mine, nu mă lasă nici măcar un minut până când nu mă joc cu el. Și cealaltă e mai reținută, că vede că nu poate de cel mare. Nu-l lasă și pe el să se bucure de tine? Nu. Dar îi iubești pe amândoi la fel? Da, ne mărginit pe amândoi. Și de răsfățat pe cine răsfăți mai mult? Pe amândoi, în mod egal. Da? Încerc cât pot în mod egal să fie. Să nu simte discriminarea între animale de rasă și cele de stradă. Ce frumos, mai ales că cel luat de pe stradă l-ai salvat, dacă stăm bine să ne gândim, că poate așa alta era viața. Uite, ești și salvator de animale și salvator de oameni, de persoane. Dacă întâlnești pe stradă sau te-ai întâlnit vreodată cu un accident pe stradă și ai reacționat? Da. Da? Ai fost? Da, chiar după prima lună când am absolvit cursul, am întâmpinat un caz de genul pe stradă. Uh-huh. Și mai întâi am sunat la 112, am cerut sprijin și am încercat să văd dacă lumea e bine, să văd dacă sunt încarcerați, dacă au nevoie de primul ajutor, în primul rând. Uh-huh. Și a fost toată lumea bine. Când au venit colegii mei, i-au preluat, i-au dus la spital pentru investigații. Ce frumos! Dar... ți-ai făcut datoria, să zicem așa, de paramedic. Da. Și acolo, chiar dacă erai... În timpul liber. În timpul liber, da. Apropo de timpul liber, mai ai timp pentru tine? Acum nu. Nu mai? Nu mai. De când am început facultatea, nu mai am timp deloc de mine. Și așa, dacă zici că îți plac drumețiile și îți place să te duci la munte, ce o să te faci tu acum, mai ales că ești și angajat acum, numai să dea militaria jos după, știi cum să spune? Avem dreptul la 2 sau 3 libere pe lună în care putem să ne luăm cum dorim noi și în timpul acela mai satisfac unele mici plăceri. Ce frumos! Ai timp să gătești? Da. Acasă? Da. Ce îți place să gătești? Cel mai mult îmi place să fac prăjituri. E specialitatea mea. Da? Ce prăjituri îți place să faci? În principiu, plăcintele. Am experimentat o grămadă. Torturile, iar. Câte puțin în fiecare am încercat. Să văd care mi-e mai bine. Înveți după internet? Da. Da, trebuie să dau din casă. N-ai decât să răspunzi la întrebare. Spuneai tu înainte de emisiune că de curând ai făcut o plăcintă... Cu fructe de pădure. Cu fructe de pădure. Vă dați seama cum a fost plăcintuța aia de bună? A fost bună, nu? Foarte bună. Foarte bună. Mă închipui, trebuie să-mi dai și mie rețeta, că și mie îmi place să fac prăjituri. Da, cu mare plăcere. Cum te înțelegi cu colegii? Foarte bine. Foarte bine, dar aveți și fete. Cu fetele cum vă înțelegeți? Am o colegă pe tură. Mă înțeleg la fel de bine. Mai greuți la început, că era alt mediu până când m-am adaptat, dar încet, încet am devenit o familie, cum am fost și cu cei la voluntariat. Da. E altfel atunci, acum când ești angajat, e altă situație față de atunci când erai voluntar. Este bine să fii voluntar? Da. Da? Da. Ai ce să înveți. În primul rând îți exprimi spiritul civic. Înveți să-i ajuți pe ceilalți, fără să te aștepți la o renumerație, cum se așteaptă mulți. În alte țări, voluntariatul e plătit și cei care vin la voluntariat se gândesc că și aici e plătit. Da, se obișnuiesc. Știi cum e? Aici, important este că voi salvați vieți. Da, ce mai ajungi la bani? Mulțumirea sufletească e aia, exact ce spuneai tu, că... Salvezi o viață. Asta e cea mai mare răsplată pe care ți-o poate da Dumnezeu. Dumnezeu, știu că, uite, doamna sau domnul ăla trăiește sau copilul respectiv trăiește și datorită mie. Ai resuscitat până acum vreun copil? Sau ai fost la vreun accident? Nici nu-mi doresc. Accidentul copil am fost, dar nu-mi doresc să resuscitez unul. De ce? Îmi doresc să trăiască toți, să nu fie nevoit să-i ajut eu. Chiar dacă o să fie nevoie, o să fiu acolo, dar nu-mi doresc. Te încarcă?
Da, și emoțional și da. Nu-mi doresc copil să nu am la victimă. Da, da, știi cum e, nu... Tu când te duci la un accident nu știi ce găsești. Tocmai, nu știi ce te așteaptă acolo. Da. Sunt grele misiunile? Depinde, de misiune la misiune. În principiu fiecare e grea prin... Felul ei. Felul ei. Care a fost cea mai grea misiune care ai avut-o de când ai început tu să fii la SMURD? Un căzut de la înălțime a fost cea mai grea pentru mine. Și s-a resuscitat? N-am avut nevoie de resuscitare. Da, s-a părut grea, pe exemplu că erau membrii familiei pe lângă noi și tot ne împingeau de la spate, țipau la noi să îi ajutăm mai repede persoana. A fost îngrozitor. Da. Aveai tu emoții, dar mai multe emoții îți dădeau membrii familiei. Membrii familiei. Da, pentru că este un stres și oamenii nu înțeleg. Doamne, lasă-i să-și facă ei treaba, că ei știu ce au de făcut, nu le spune tu. Mai ales că tu nu ai competența necesară, nu ai studiile necesare, nu ai pregătirea necesară ca să poți să-i dai indicații unui paramedic ce să facă. Am mai întâlnit cazuri dintre astea care tot de la SMURD povestea cineva, tot la fel că trăgeau de ei să se dea la o parte să sufle ei pe gură. Păi tu știi să sufli, că trebuie să sufli într-un anumit fel. Nu sufli așa cum vrei tu, ca să poți să faci o resuscitare. Și în primul rând noi avem de respecta niște protocoale. Da. Pe primul pas e siguranța salvatorului. Deci mai întâi să fim noi în siguranță ca să le ajutăm pe celălalt. Da, păi dacă sunteți voi sănătoși, suntem și noi sănătoși. Da. Cum e? Asta este o vorbă care contează foarte mult. Văd că ai venit echipată total așa, că exact cum ești la și e în bocanci, trebuie să dai acuma din casă, să știți că e în bocanci încălțată. Am înțeles că ai venit din tură. Da. Din tura de noapte. Da, de 24 de ore. De 24 de ore. Mai reziști? Da. Ai avut cazuri grele în 24 de ore? Nu, grele nu. Dar te-ai descurcat. Da. E greu la vârsta asta să fii paramedic la SMURD? La 23 de ani totuși. Este foarte greu, cum am mai spus și la început. Dar ai ambiție? Da. Ești ambițioasă? Ce zodie ești? Rac. Oh. Nu mi se potrivește, dar sunt. Nu se potrivește, dar ești puternică. Deși să știți că e așa o fată foarte firavă, foarte finuță, dar uite că ești foarte puternică. Stai bine, foarte bine, în primul rând cu psihicul, cred. Da, e cel mai important. Ce calități trebuie să ai? Primul, perseverența e pe primul pas la noi. Să-ți dorești să devii din ce în ce mai bun. Să înveți din greșelile pe care le-ai făcut, să le îndrepți sau să aduci îmbunătățiri. Uh-huh. În multe cazuri avem protocoale de respectat și poate nu se nimeresc și trebuie să faci în așa fel încât să fie bine. Asta e cel mai important. Știi cum e? Una e pe hârtie, protocolul de pe hârtie, și alta e stricta realitate. Da, trebuie să le respecti. Dacă... Dar trebuie să le respecti, da. Corect. Dar îți dai seama că dacă te duci la un accident și acolo întâmpini niște greutăți, trebuie să știi să treci peste tot ca să poți să salvezi un pacient. Ai fost la vreun accident de ăsta deosebit? Foarte deosebit? La primul meu accident. Acolo ai fost? Da. După am mai urmat accidente. Și ai fost obișnuită? Da, m-am obișnuit. Acum nu mai ți se pare ceva... Acum nu. Acum chiar m-am obișnuit și îmi place. Și mai ales că eu intru în mașină, că sunt cea mai micuță. Și ce-ți place să faci mai mult? Ai făcut vreodată, apropo, dispecerat? Nu. Nu? Decât ambulanță ai făcut? Doar ambulanță. Și îți place pe ambulanță? Ea nebunie. Care-i sentimentul atunci când te urci în ambulanță, îți vine alarma? Ai un minut la dispoziție să intri în mașină, să pleci cu mașina pe poartă și începe alarma să sune, alarma de la ambulanță. În primul rând te cuprinde adrenalina și după te uiți să vezi ce ai, îți faci un anumit plan, cum și ce. Dar așa, tu ți-l faci dacă ne ajungi la momentul de față la accident, nu mai bate cu ce ți-ai făcut. Și o iei de la zero... Iar te cuprinde adrenalina. E greu. Da, e greu.
Dar nu ai sentimentul ăla după ce ai făcut, nu știu, ai resuscitat pe cineva, după ce te-ai dus la un caz, sentimentul ăla că, da, dacă făceam cu tare, da, dacă făceam altceva, dacă trebuia să fac asta, poate altfel era situația, îți analizezi fiecare caz după ce pleci de acolo? La început făceam asta, după m-am obișnuit și n-am mai făcut. După am mers, că le-am făcut bine pe toate. M-am obișnuit pe parcurs. Te-ai obișnuit? Da. Ce frumos. Ți s-a întâmplat vreodată să vină cineva la tine să-ți zică mulțumesc? Da. Pe stradă, când eram în civil, m-au recunoscut. Ce frumos. Și care a fost sentimentul tău? Nemărginit. Cred. Ai resuscitat pe cineva cunoscut? Nu. Și nici nu-mi doresc. Nici asta. Știi că e implicarea emoțională atunci. Nici măcar n-ai cum să te concentrezi să faci totul bine dacă e cineva în viața privată. L-a cunoscut. Da, că îți dorești să trăiască. Tocmai. Și așa cu un om în minus, colegii tăi trebuie să descurce singuri. Nu mai e echipa aia completă. Da, pentru că fiecare dintre voi aveți câte ceva de făcut. Știți, clar, ăla face ceva, ăla face ceva, ăla face ceva, deci fiecare e pe domeniul lui cu ghilimelele de rigoare. Spuneai că nu mai ai timp de tine. Din păcate nu. Vrei să rămâi aici după ce termini facultatea de medicină? Să rămâi la SMURD? Da. Vreau să urmez medicina de urgență. Și să fii și la UPU. Da. Că automat vă pagă și pe la UPU. Pe voi cei de pe ambulanța SMURD. Cei de la SMURD. Nu neapărat. Cei din cadrul inspectoratului fac doar pe ambulanță. Nu sunt trimiși și la UPU. Nu? Nu. Asistenții, da. Dar pompierii nu. Pompierii știu, dar asistenții, da. Asistenții medicii fac și la UPU și la SMURD, pe ambulanță. Ce ți-ai dorit tu să schimbi, dacă ar fi să schimbi ceva? Nu te față nimic. Nimic? Nimic. Ești mulțumit așa de tine? Da. Nu ți-ai dorit să devii medic? Ba da. Ba da? Poate faci, continui facultatea, dai diferențe și continui facultatea. Dau în vară examenul de admitere să fac și medicina. Și le faci pe amândouă? Da. Deodată? Da. În ce an ești studentă? Anul 3. Și câți ani ai mai ai? Un an, de acesta. Și ți-ar, ca medic, tot în cadrul serviciului mobil? Tot aici rămân. Da? Da. Foarte frumos. Spuneai că e singură la părinți. Bunici mai? Doar din partea tatei, bunica. Bunica. Bunica știe ce faci? Da. E la țară sau e aici în Brăila? E plecată în străinătate. Și dânsa e plecată în străinătate. Dar bunica ce zice când te vede îmbrăcată în uniformă? Te-a văzut? Da, e mulțumită. Da? E fericită că toți nepoții au realizat ceva în viață. Sunt convinsă că e o mare bucurie pentru bunica și mai ales că e singura din familia ta, singura fetiță, ca să zic așa, singura persoană, chiar dacă ești răsfățată. Apropo, când erai mică, ce făceai? Îți doreai așa să fii medic? Nu. Tratai păpușile? Nu. Când eram mică, îmi doreau să devin militar. De ce militar? Nu, îmi plăcea oamenii în uniformă. Mă simțeam atrasă de uniformă de când eram mică, doar că nu eram decisă pe care să o urmez. Și de ce nu ce ai fi vrut să faci? Poliție, jandarmerie? Forțele terestre. Armată? Armată. Da, ia uite. Da, uite, tot în uniformă ești, vezi? Tot în uniformă. Deci nu ai ajuns la armată, ai ajuns la pompieri. Ai fost la vreun incendiu până acum? Da, în sprijin. Da? Nu, da, pentru că voi plecați și cu ambulanță după voi la un incendiu. Cum a fost? Îngrozitor. A fost un haos. Oamenii se băgau unii în ceilalți, nu te lăsa să-ți faci treaba. Țipau la tine să le salvezi bunurile. A fost un haos. Da, dar prioritate, oamenii nu înțeleg că prioritate au la un incendiu oamenii, persoanele, da? După bunurile. Animalele și apoi bunurile. Deci, astea sunt prioritățile voastre. Nu sunt bunurile. Dom'le, să fii tu sănătos, că restul lasă, că încercăm noi să le
le salvăm, dacă se poate, bineînțeles. Dacă ar fi să dai un sfat celor care, pe care i-ai întâlnit sau îi mai vei întâlni la misiuni, pentru că spuneai ceva mai devreme că se țipă la voi. Oamenii sunt agitați. Ce le-ai spune? Ce sfat le-ai da ca misiunile voastre să fie foarte bune? Să fie calmi, să ne lase să ne facem misiunea cum știm noi, că noi suntem antrenați, avem competențe necesare să ajutăm persoanele respective sau bunurile sau animalele. Să ne lase să ne facem treaba în principiu, să nu mai țipe la noi, să ne facă spațiu. Asta ne-am dorit. Și să fie alături de voi, în primul rând. Să fie calm, da. Da. Calmitatea, adică îți dai seama că atunci când se țipă la voi, vă și agită și pe voi. Nu numai și nici voi nu vă puteți face treaba bine, în calmitate, în liniște, să puteți să luați decizii, că voi trebuie să luați decizii foarte repede, într-un timp foarte scurt. Câteva secunde. Și, da, și decizii bune, chiar foarte bune, pentru a salva vieți. Ai o mulțumire sufletească că salvezi vieți, da? Da. Ce altă mulțumire sufletească mai ai? Faptul că am intrat la facultate. La medicină? Da. Ce frumos! Dacă ar fi fost să nu faci smurd, ce altă specialitate ai fi făcut? Psihologia. De ce psihologia? Pentru că e tot legat de medicină. Da, știu că e legat de medicină. Dar de ce psihologia? Îți place să discuți cu oamenii? Da. Să-i tratezi? Și mi se pare o ramură aparte față de medicină, unde e haos. Acolo ai un mediu al tău în care discuți cu pacientul, afli ce probleme are, e calm, te ascultă, îți vorbește ca și cum ai fi un prieten. Și la sfârșit îi dai sfaturi. Da, ce frumos. Apropo de prieteni, mai ai timp să ieși cu prietenii afară? Da. Da, la plimbare? Da? Și ce zic prietenii când că tu ești la smurt? Sunt mândri de mine. Chiar mă susțin. N-ai avut parte să te duci la vreun prieten? Doamne ferește, nu? Nu. Până acum. Nu-mi doresc să ajung la prieteni, la familie, la ceva. Da, dar nu se știe niciodată. Știi că au fost atâtea cazuri când s-au dus la intervenție și au constatat că erau rude copiii lor, bunici și așa mai departe. Am auzit. Nu-mi doresc să trec prin clipele acele niciodată. Grele clipe. Foarte. Este grea viața de paramedic? Da. De ce? Ai anumite priorități. Că tu asumi, îți asumi propriile greșeli pe care o să le faci. La principiu e bine să nu le faci. Și tu răspunzi de tot. Așa e, răspunzi de viața omului. Da. Ai în mână viața omului. Și că viața omului e ca un ou. Dacă a căzut jos, s-a spart. Dacă nu ai avut grijă de viața omului, ai resentimente, probabil, mai târziu. Dacă ești mai slab de înger, știi cum se spune, că sunt alții care trec peste și reușesc să treacă. Ți-e greu? Ție? Ca paramedic? Ți-e greu ca fată? Da. Aveți o meserie foarte frumoasă de a salva vieți. Dar o meserie foarte grea. Mulți au încredere în voi. Știi asta? Că atunci când mulți dau telefon la 112, spun, vreau un echipaj smurt. Păi de ce vrei smurt? Că mai e și sajă, știi? Și mulți se supără, că da, am cerut echipaj smurt. Pentru că lumea are încredere în voi. Să nu zicem că sunt și la saj, sunt oameni foarte bine pregătiți, și asistente, și doctori, și ambulanțieri, știu ce trebuie să facă, pentru că și voi v-ați întâlnit la cazuri. Mai vin și sajul și voi la cazuri. Cum colaborezi cu cei de la saj? Nu am avut parte să colaborez cu cei de la saj. Până acum. Până acum. Da. Ce frumos. Eu mă bucur că te-am cunoscut. Și că, uite, o fată tânără și frumoasă, finuță, salvează oameni și mă bucur că ai acceptat să te vadă oamenii altfel decât ești tu. Să afle câte ceva din spatele
uniformei de Zmurd, de la Zmurd. Și așa cum ești tu firavă, oamenii trebuie să aibă încredere în tine, că tu poți să le salvezi viețile. Altfel nu aș mai fi unde sunt acum, dacă nu aș fi în stare să le salvezi viețile. Dacă ar fi să le dai un sfat celor și fete și băieți care vor să vină către acest serviciu mobil de urgență, reanimare și descarcerare, să facă cursurile de paramedic în primul rând, ce sfat le-ai da? Cum să trebuie să fie aceștia? Să vină cu mare încredere că au ce să învețe. O să învețe cum se comportă într-un colectiv, ce înseamnă sprijinul colectivului, al echipajului în care o să facă parte. Au ce învăța. Și să fie puternici. Da. Și să vrea fiecare... Primul rând, dorința să o aibă. Da. Să vrea fiecare dintre ei să... să salveze vieți și să vină către voi. Frumos. Îți mulțumesc din suflet, îți doresc succes, sănătate multă, putere de muncă să ai, o primăvară frumoasă și să dea Dumnezeu să te văd și doctoriță și să vii aici la emisiune în calitate de medic. Ești de acord? Da, vă promit. Doamne ajută, așa să fie. Aici pune punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc sănătate multă, iar săptămâna viitoare ne vom întâlni cu o polițistă. Veți vedea cum este femeia din spatele uniformei de poliție. Toate cele bune, la mulți ani doamnelor și domnilor și o primăvară frumoasă tuturor să aveți. La revedere!